În această perioadă este în desfășurare cea de-a treia serie de repartizare a biletelor de tratament pentru pensionarii din județul Hunedoara. Sunt disponibile aproape 100 de bilete, iar începerea seriei este stabilită pentru perioada 22-24 martie. În cele două serii anterioare, biletele s-au epuizat în proporție de 60%, ceea ce demonstrează că pensionarii hunedoreni sunt interesați mai mult să-și trateze afecțiunile, indiferent de anotimp. Cei care se hotărăsc în ultima clipă să-și îngrijească sănătatea, apelând la îngrijire și refacere în cadrul stațiunilor balneare, recunoscute pentru proprietățile lor terapeutice, trebuie să știe că pot cumpăra biletele de tratament chiar și în ziua începerii seriei, între 22 și 24 martie. Suntem deja la a treia serie de bilete de tratament aferentă anului 2024. Casa Județeană de Pensii Hunedoara are un număr de 98 de bilete de tratament alocate pentru această serie, repartizate după cum urmează: 4 bilete la Bala, 18 la Buziaș, 4 la Covasna, 48 la Gioagiu, aici mai aproape de noi, 8 bilete la 1 mai, 12 la Moneasa și 4 bilete la Olănești. În măsura în care vor fi solicitări suplimentare, mai putem la rândul nostru să solicităm Casei Naționale de Pensii alocarea unor alte bilete, evident în aceleași stațiuni. Până când se pot ridica biletele? Se pot ridica până inclusiv în ziua în care începe seria și având în vedere că discutăm despre seria 3, plecarea va fi în perioada 22 martie, 24 martie. Deci până în ziua, chiar și în ziua în care va începe seria, noi încă putem să vindem un astfel de bilet.